Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Ai făcut un om nou din mine. Asta da viața. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate și împreună cu invitatul meu, domnul Liviu Ivașcu, vom continua interviul început în episodul anterior. Am văzut data trecută cum invitatul nostru l-a întâlnit în mod personal pe Dumnezeu și cum i s-a schimbat viața în urma acestei întâlniri. Dar viața de creștin nu înseamnă întotdeauna doar flori, bucurie, fericire, etc., etc. Viața de creștin este, în primul rând, o luptă. Este o luptă cu tine însuți, o luptă cu ispitele diavolului, o luptă cu încercările prin care treci și o luptă pentru a te menține într-o stare de om plăcut lui Dumnezeu. Poate cel mai important lucru în toată această luptă este că aliatul nostru este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Liviu, ai început să ne povestești cum ai ajuns la prima încercare majoră din viața ta de creștin născut din nou, din viața ta de copil al lui Dumnezeu. A sosit momentul în care Dumnezeu a considerat că trebuie să folosească și noi iaua. Și perioada respectivă era vară. Momentul în care eu m-am predat a fost undeva iarna. Și în vara următoare am plecat la mare pentru distracție. Așa vroiam eu. Nu am apucat să stau decât vreo 2-3 zile pentru că m-am îmbolnăvit. Mai exact mi-a apărut un chist destul de mare undeva în zona spatelui și problema cea mai mare era că nu era de suprafață, era undeva în țesutul muscular și asta era de fapt cea mai mare problemă pentru că a început să se acumuleze foarte mult puroi și nu putea să erupă. Am avut niște dureri groasnice și cu siguranță diavolul s-a bucurat atunci când a văzut că a putut să mă prindă și ia să-ți arăt eu ție, vrei cu Dumnezeu, na, poftim, ia. Și na, asta, 2-3 zile la mare și am plecat de la mare direct acasă la Alba Iulia, la maică mea. Și următoarea zi m-am dus la spital. Primul lucru pe care l-au făcut medici a fost o incizie pe viu ca să se elibereze puroiul care era acumulat. A fost o durere groaznică și cu recomandarea ca să revin pentru o operație propriu-zisă cu anestezie în care să se facă o toaletă, un chiuretaj în care să se elimine tot țesutul și chistul care era format deja acolo. Am stat cam o săptămână, după care m-am dus la policlinica din Cluj, la spitalul de chirurgie din Cluj, unde mi-am făcut această operație și am observat cum Dumnezeu a pregătit și acolo terenul ca să aud despre el. Asistenta care era la patul meu era o credincioasă care mi-a adus o Biblie și a început să-mi vorbească și ea despre Dumnezeu. În curtea spitalului, în parcul din spital, în fiecare duminică și de multe ori peste săptămână, veneau grupuri de frați din bisericile din Cluj care cântau și vesteau Evanghelia lui Iisus Hristos. Și am observat cum am realizat cum Dumnezeu
încă mă mai chema pe nume, dar eu încă nu știam ce să fac. Eram într-o stare de confuzie. Nu înțelegeam de ce Dumnezeu a lăsat să fiu bolnav, să mi se întâmple ceea ce mi s-a întâmplat. Pe de altă parte, vedeam că Dumnezeu mă caută, vedeam că Dumnezeu se îngrijește de mine. Am ieșit din spital cu rana vindecată, operația închisă, cel puțin așa scria pe fișa de externare, dar după nici o lună cel mult, operația a început să supureze din nou. Pe zi ce trecea, se deschidea tot mai mult rana și tot mai mult puroi curgea. Am fost din nou la un control și era nevoie de o a treia intervenție chirurgicală, ceva mai de amploare, care să fie curățat mult mai mult țesut în jur, o adâncime de câțiva centimetri în interior. Eram cu moralul la pământ în acea perioadă. Nu mai știam ce să fac. Și atunci am început din nou să merg la biserică. Am început, cu alte cuvinte, să îl caut din nou pe Dumnezeu, pentru că am realizat că... În perioada respectivă, când erai în spital, nu mai aveai niciun fel de relație cu Dumnezeu, nu te mai rugai, nu mai citeai Biblia, nu mai... Foarte, foarte rece, distantă. Aveam Biblia, probabil că o citeam. Nu știu dacă mă rugam. Sincer, nu știu dacă m-am rugat de vreo 2-3 ori în spital. Dar am văzut că Dumnezeu mă cerceta, mă căuta. Dar eu încă nu vreau să-i răspund. Încă nu eram decis eu, cu alte cuvinte. Încă nu vroiam să renunț la plăcerile pe care le consideram eu, să renunț la unele lucruri pe care la momentul respectiv mi-era greu să renunț la ele. La a merge la discotecă, la a bea un pahar de băutură, la a fuma. Deci, deși realizam că îmi face rău fumatul, totuși îmi plăcea să fumez. Devenise un viciu și depindeam de fumat. Dacă nu fumam, mi se făcea rău de multe ori. Și după ce m-am întors din nou în Timișoara, deci a fost operația la Cluj, am stat o lună la Alba Iulia și m-am întors din nou în Timișoara, am început să merg la biserică și am început să-L caut mai sincer pe Dumnezeu. La un moment dat, când am ieșit de la biserică, țin minte, era într-o joi seara, am ieșit de la biserica Elim și undeva la un colțul străzii era un grup de tineri. Tot un râset, veselie, fericire, liniște, pace, se citea pe fețele lor. Eu n-aveam la momentul respectiv așa ceva. Și pur și simplu m-a șocat bucuria de pe fețele lor. Se vedea fericire pe fețele lor. Și am rămas cu impresia aceasta că ei au bucurie, au fericire. Eu eram, mă consideram distrus. Mă consideram nefericit, bolnav, singur. Și după câteva zile, în timp ce mergeam din nou acasă de la biserică, cineva care făcea parte din acest grup și care locuia undeva în vecinătatea mea, ne cunoșteam doar din vedere. Ne vedeam că urcam în aceeași stație în tramvai, coboram la Elim și doar ne salutam așa scurt din priviri.
Și într-o zi, când ne întorceam de la biserică, după ce am coborât din tramvai, mi-a făcut o invitație să merg la o întâlnire acestui grup. În început am fost foarte speriat, poate. M-a speriat bucuria lor pe care am văzut-o pe ei, m-a speriat explozia de fericire care era în ei, încât nu am putut să-i dau răspunsul pe moment, deși sincer doream să ajung în mijlocul lor. Am acceptat invitația și într-o sâmbătă ne-am întâlnit. Când am coborât din firobuz, era un cerc imens de tineri, 30-40 poate. Toate fețe noi, simțeam că toți mă privesc cu curiozitate. Eu la fel, eram curios, așteptam să văd ce se va întâmpla mai departe. Am urcat în apartamentul unui frate la care ne-am întâlnit atunci. Și pentru prima dată am participat la un moment de laudă și închinare prin cântec, prin citit din Biblie, prin rugăciuni, discuții libere pe marginea subiectelor care s-au citit din Biblie sau poate chiar pe marginea problemelor care se iveau în mijlocul lor. Și într-un moment de final am fost solicitat. De fapt era și este și la ora actuală un obicei în acest grup, un obicei bun, mai exact grupul Amin. Și liderul grupului a zis la un moment dat ca să mă prezint și dacă am o problemă și dacă doresc ca ei să se roage pentru problema mea. Și într-adevăr am acceptat. Am acceptat să se roage pentru mine, le-am spus care era problema mea. Problema cea mai importantă la ora respectivă era faptul că trebuia să mă operez din nou. Era o spaimă pentru mine, mi-era teamă, eram îngrozit de faptul că mă așteaptă încă o operație. Și le-am spus, rugați-vă pentru mine, rugați-vă să pot să-L cred pe Dumnezeu cu adevărat, să pot să accept că Dumnezeu într-adevăr face minuni, ceea ce eu nu puteam să cred la ora respectivă. Citeam în Biblie că Dumnezeu a vindecat, că Dumnezeu a înviat din morți, dar nu puteam să cred că Dumnezeu mi-ar putea face mie personal așa ceva. S-au rugat pentru mine și în momentul în care ne rugam, am simțit așa o prezență puternică a lui Dumnezeu, am simțit efectiv o atingere fizică a lui Dumnezeu, am simțit mâna lui Dumnezeu care mă atinge, cu alte cuvinte, și am izbucnit într-un plâns cum n-am mai plâns și până atunci și nici de atunci n-am mai plâns de o așa prezență a lui Dumnezeu pe care am simțit-o. Țin minte că în acel moment, după ce s-a terminat rugăciunea, a fost cineva care a primit din partea lui Dumnezeu un cuvânt de profeție care spunea: Liviu, crede doar, trebuie să crezi doar că Iisus Hristos te-a vindecat, trebuie să crezi doar că prin rănile lui Iisus Hristos boala ta este vindecată. Tu ești vindecat de fapt, trebuie doar să crezi că Iisus Hristos a purtat și boala ta. Atât a fost. Tot în acea rugăciune s-au rugat pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea putere să mă las și de fumat. Încă era o problemă pentru mine. Doream să mă las de fumat, dar nu puteam, efectiv nu puteam. Drumul spre casă de la locul întâlnirii și următoarele 3, 4, 5 zile a fost o luptă extraordinară.
între a crede cuvântul lui Dumnezeu, a crede promisiunea lui Dumnezeu care a fost, crede doar că Iisus Hristos a purtat și boala ta, și între șoapta diavolului care spune a fi serios, măi, unde mi-ai văzut așa ceva, cum poți să crezi așa ceva, tu nu știi ce ai acolo, nu știi că în fiecare zi trebuie să schimbi pasamentul, nu vezi cât puroi curge de acolo, nu ți-a zis doctorul că trebuie făcută încă o operație. Drumul spre casă a fost cel mai greu. Mai lungă îmi pare calea acum la întors acasă. Cam așa ceva. La un moment dat, țin minte că m-am separat de grup oarecum. Câțiva care aveam drumurile cam în aceeași direcție. Și am fost atât de copleșit de gândurile pe care mi le aducea Satan în minte. Mai exact, înșoptea mereu lucrul acesta. Nu trebuie. Cum poți să crezi așa ceva? Cum poți să crezi? Pe de altă parte, doream arzător să-L cred pe cuvânt pe Dumnezeu. Și țin minte că Liviu Radeș, care este liderul grupului Amin, a trimis pe cineva din grup și a zis, du-te lângă Liviu și vorbește cu el, nu-l lăsa singur. Într-adevăr, a observat că se dădea o luptă puternică în mine. Am ajuns acasă, m-am rugat, s-a făcut seara, s-a făcut târziu, dar nu puteam să adorm, aceleași gânduri, aceleași șoapte ale diavolului. Mi-a fost foarte greu, următoarea zi la fel. Până acolo a fost încât nu am acceptat să mă uit la operație. Am mers până acolo încât nici nu mi-a mai dat pansamentul jos. Au fost vreo 4 zile când am zis, nu, dacă Dumnezeu m-a vindecat, eu nici măcar nu mă mai uit acolo. Nu mai dau pansamentul jos, sunt vindecat. Și de-abia după vreo 5 zile, când m-am dat pansamentul jos și m-am uitat, minune, într-adevăr. Dumnezeu, deci o rană deschisă de o incizie de 5 cm în adâncime și încă vreo 5-7 cm pe lungime, din care curgea puroi, era vindecată perfect. A fost o... Știam că Dumnezeu m-a vindecat, dar nu puteam să accept. Mi-era greu să accept că Dumnezeu poate să facă așa ceva. Tot în aceste câteva zile care au fost... Îmi amintesc de pilda orbului căruia Iisus Hristos i-a deschis ochii. Și cei din jurul lui comentau despre el. Nu s-a mai văzut niciodată să deschidă cineva ochii unui orb din naștere. Așa ceva este imposibil. Da. În momentul când am văzut rana închisă, a fost pentru mine o bucurie atât de mare, încât atunci pe loc am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să îl laud încă o dată pentru puterea lui. Aș vrea să vă spun și despre o altă problemă pe care am avut-o înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Relația mea din familie, cu mama mea, cu fratele meu. În general, înainte de a cunoaște pe Dumnezeu, eram un tip foarte nervos, sărea repede țandăra, reacționam destul de agresiv la orice lucru care nu-mi convenea și erau multe lucruri care nu-mi conveneau. De multe ori eram chiar agresiv și au fost perioade în care mă certam cu maica mea, nu eram deloc de acord cu ceea ce spunea ea, cu cerințele pe care le avea ea. Relația cu fratele meu era la fel de încordată. De multe ori ne mai și atingeam puțin, poate ceva normal între frați, dar
în general, relația mea era destul de încordată cu ei și cu mama mea și cu fratele meu. Cum te înțelegi acum cu mama ta și cu fratele tău? O schimbare totală. În momentul în care m-am dus acasă, după perioada aceasta de boală și imediat vindecarea pe care a realizat-o Dumnezeu în viața mea și mi-am explicat mamei mele ceea ce s-a întâmplat cu mine, despre faptul că eu am decis să schimb viața mea și m-am decis ca să am o viață alături de Dumnezeu, să trăiesc o viață într-o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Pe moment, mama mea a fost șocată, n-a vrut să creadă, nu-i venea să creadă că eu, cel care eram și care mă știa cum eram, nu-i venea să creadă că eu, într-adevăr, m-am schimbat. Nu putea să creadă că eu am renunțat la lucrurile acestea care, cu siguranță, ei nu-i plăceau. Fratele meu a avut o reacție și mai dură. Maica mea a fost într-adevăr șocată, dar nu a căutat să mă oprească. Totuși a dat seama că este o schimbare în bine în viața mea, dar totuși nu era chiar împăcată cu gândul acesta, cu faptul că eu am renunțat la credința în care am fost născut și că am trecut la altă credință, cel puțin așa considera maică mea la ora respectivă. În schimb, fratele meu a fost mult mai dur. A început să-și bată joc de mine, a început să râdă de mine, a început să-mi dea țigări, deși el nu fuma, să-mi dea de băut și tot felul de lucruri din acestea. Dar treptat... Fratele tău te trecea printr-un examen. Probabil. Să vadă, ai o viață transformată sau nu? Nu știu dacă neapărat urmărea el să vadă dacă într-adevăr sunt transformat, cât el nu mă credea. Credea că am făcut teatru. Pasul acesta doar pentru niște scopuri oarecare. Deci el asta credea la momentul respectiv, că de fapt am alte scopuri și nu atât viața mea într-adevăr s-a schimbat. Dar treptat și-a dat seama. Și în ziua de azi, toți cei din familia mea și-au dat seama și îmi dau dreptate că am făcut un lucru bun. Deci îmi dau dreptate, dar încă ei nu pot să facă și ei pasul acesta. Și-au dat seama că viața mea într-adevăr s-a transformat. Și-au dat seama că obiceiurile mele rele, felul meu de a fi înainte, starea mea spirituală care aveam înainte, faptul că eram foarte agresiv, faptul că trăiam în felul în care trăiam, s-a schimbat și au văzut în mine o schimbare radicală. Și am început să-mi dau dreptate. Nu după mult timp, o altă mătușă de-a mea a început să meargă la biserică, care mai târziu s-a și botezat. Un văr de-al meu a început să meargă și el la biserică și el s-a botezat. Așa că la ora respectivă suntem trei în familie care îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și dorința mea este ca și mama mea și fratele meu, în mod special, să-L cunoască pe Dumnezeu. Spuneai în episodul trecut că atunci când erai mic, gândul morții te teroriza, era înspăimântat de gândul morții. Ce înseamnă moartea pentru tine acum? Da, într-adevăr, când eram mic și mai târziu, eram foarte speriat de moarte. Nu puteam să înțeleg ce se întâmplă după moarte, nu știam de fapt ce se întâmplă după moarte, era un coșmar, o necunoscută. Dar acum, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, după ce am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, ce este după moarte,
când am înțeles că, de fapt, viața noastră pe pământ este, de fapt, o probă pentru viața care ne așteaptă după această moarte fizică. Și, de fapt, lucrul cel mai important este viața veșnică, viața care ne-a pregătit-o Dumnezeu împreună cu El în veșnicie. Și gândul morții, care mă teroriza până acum, a devenit un lucru foarte normal. Mi se pare un episod peste care trebuie să trec, dar nu mi se mai pare ceva înspăimântător, și îl accept, acest gând. Mi se pare normal, mi se pare o simplă trecere de la viața aceasta la viața veșnică împreună cu Dumnezeu, o viață cu mult mai multe bucurii, cu mult mai multe satisfacții. Încă nici nu reușesc să-mi imaginez promisiunile și mărețiile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi în viața cealaltă care ne așteaptă. Unul dintre cei mai mari poeți români spunea într-o poezie: căci morți sunt cei muriți. Dar creștinismul spune cu totul altceva. Moartea este o trecere de la un fel de viață la un alt fel de viață. Spuneai tot în episodul trecut, spuneai că Vechiul Testament, când citeai Vechiul Testament, copil fiind, nu vedeai acolo decât balade, basme, povești. Ce înseamnă pentru tine acum Vechiul Testament și, mă rog, și Noul Testament și toată Biblia în întregime? Da, automat, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și perspectiva mea asupra Bibliei s-a schimbat radical, am început să văd în relatările din Vechiul Testament, am început să văd, de fapt, felul în care Dumnezeu a lucrat în poporul Israel, am început să-L descoper, cu alte cuvinte, pe Dumnezeu, felul Lui de a fi. Am început să-I descoper puterea Lui, să-I descoper mărăția Lui, să văd lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut. La fel, în Noul Testament, citind și aprofundând Biblia, am realizat ce lucruri minunate a făcut Domnul Iisus Hristos când a venit pe pământ. Faptul că a renunțat la slava pe care o avea alături de Dumnezeu și a realizat acel lucru minunat prin jertfa care a adus-o pe Calvar, și prin jertfa Lui m-a acceptat și pe mine, care cândva poate mi-a bătut joc de El, cândva nici nu credeam în existența Lui, mi se părea o simplă povestire de bază, tot ceea ce era legat de Dumnezeu. Și mai mult, prin jertfa Lui, Domnul Iisus Hristos m-a eliberat de patimile pe care le aveam, m-a eliberat de gândurile negre pe care le aveam în mintea mea, mi-a dat fericire, acea fericire pe care vă spuneam data trecută că am văzut-o pe chipurile acelor tineri când am ieșit de la biserică și pe care eu nu aveam atunci. Dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că în acest moment am fericire, am bucuria mântuirii. Dacă până acum nu știam unde să caut fericirea, nu știam unde pot să găsesc bucurie, pot să le spun celor care poate trec prin perioade de genul prin care am trecut și eu și care caută și nu știu unde să găsească fericire și liniște și pace, pot să le spun că singurul loc unde pot să găsească acest lucru este numai la Dumnezeu. După ce viața mea într-adevăr s-a schimbat și am început să trăiesc alături de Dumnezeu, Dumnezeu s-a ocupat și de celelalte probleme pe care nu mai țineau neapărat de latura spirituală. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și într-adevăr am văzut cum Dumnezeu, după ce eu m-am ocupat de
sufletul meu și am căutat împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a ocupat și de lucrurile materiale pe care, ca orice om, ni le dorim fiecare în viețile noastre. Pot să zic că sunt împlinit la ora actuală. Dumnezeu mi-a dat o soție pe care o iubesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și prin acest lucru, prin faptul cum ne-am cunoscut și cum a decurs relația dintre noi, am văzut de fapt tot mâna lui Dumnezeu care ne-a adus împreună și care ne-a pregătit să fim împreună. Liviu, îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră, îți mulțumim pentru viața pe care ne-ai împărtășit-o de lungul a două episoade, de fapt câteva puncte din viață și modul cum Dumnezeu a schimbat această viață ta. Dragi ascultători, episodul de astăzi se încheie aici. Vă așteptăm la o nouă întâlnire cu emisiunea Vieți Transformate. La revedere! La revedere! Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.